Așa cum v-am obișnuit, avem întâlniri periodice cu președintele Asociației RESPO DEE și în această dimineață dezbatem subiectul pe care l-am anunțat înainte de scurta pauză de publicitate, modul în care ne afectează sănătatea deșeurile de echipamente electronice, electrice și electronice. Și, bineînțeles, domnul Cristian Pocol este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi de fiecare dată. Dezbatem un subiect destul de greu și destul de periculos, pe care probabil nu-l conștientizăm și aș vrea să o luăm cu începutul. Care sunt modurile în care ne afectează aceste deșeuri pe care nu le stocăm corespunzător? Da, acesta este motivul pentru care Comunitatea Europeană și autoritățile naționale au construit un cadru legal specific pentru aceste deșeuri de echipamente electrice și electronice, pentru că ele, în momentul în care sunt aruncate necorespunzător sau sunt tratate necorespunzător, au un efect negativ asupra noastră și a mediului înconjurător. Cel mai mare efect este dat prin inhalare sau prin înghițirea anumitor părți, componente sau metale care sunt conținute în aceste echipamente, dar în același timp poate să existe posibilitatea să inhalăm fumul rezultat din arderea, care este o tratare incorrectă a deșeurilor, sau prin atingerea a diferitor părți ale corpului cu lichide care curg din aceste deșeuri. Dacă ar fi să facem un circuit al deșeurilor în natură, practic, noi avem un echipament electronic pe care nu-l mai utilizăm, îl aruncăm unde vedem cu ochii, ce se întâmplă după aceea? Păi vedeți, aici e problema, că îl aruncăm unde vedem cu ochii. Noi asta încercăm să evităm, pentru că la nivel mondial 80% din totalul deșeurilor de echipamente electrice și electronice sunt aruncate unde vedem cu ochii, în loc să fie aruncate acolo unde trebuie să fie aruncate. De aici pleacă toate problemele, pentru că acele deșeuri, 80% de care vorbeam mai devreme, ajung într-un loc în care nu este special construit pentru această tratare, de acolo încep problemele. Acolo sunt, fie le se dă foc și se scot doar părțile valoroase, dar toată lumea nu dă importanță de partea periculoasă sau cu efect puternic asupra mediului înconjurător. Practic, în momentul în care aceste deșeuri iau contact cu solul, el se contaminează și inclusiv alimentele ulterioare care pe care le ingerăm. Se întâmplă, de fapt, deșeurile, dacă sunt în forma în care sunt utilizate și sunt stocate după ce termină să fie utilizate, rămân în continuare în casa noastră, de exemplu, un televizor sau un frigider, nu se întâmplă nimic. Problema este dacă ele sunt dezasamblate mecanic, dacă se sparg, dacă, să zicem, sunt aruncate, abandonate pe marginea unui râu, din construcția lor încep să curgă materialele componente. Și aceste materiale componente pot să aibă efecte diverse, de la faptul că se duc în pământ, mai apoi în pânza de apă freatică și noi vom bea acea apă, sau se pot duce într-un râu unde are efect asupra tuturor vietăților în acel râu, și așa mai departe. Deci, practic, noi trebuie să avem grijă ca aceste deșeuri să fie manipulate cu grijă, astfel încât elementele componente să nu se ducă într-un loc pe care nu dorim să ajungă. Am înțeles că, din punct de vedere al statisticilor realizate de Organizația Mondială a Sănătății, preponderent copiii și femeile însărcinate sunt cei mai expuși la astfel de substanțe și la gradul de periculozitate generat de ele. Da, știți ce se întâmplă? Mult timp, noi, partea, să zicem, mai cu putere de a cumpăra echipamente noi, am preferat să ne facem că nu vedem aceste deșeuri. Și au apărut diversi întreprinzători care au mutat aceste deșeuri din zonele mai dezvoltate în zonele mai puțin dezvoltate, unde, din nou, au preferat să folosească cea mai ieftină forță de muncă și care e constituită din femei și copii. Aceste informații la care faceți dumneavoastră referire sunt rezultatul unui studiu făcut de Organizația Mondială a Sănătății, studiu care este pentru prima dată realizat, pentru că până acum se făceau într-adevăr studii asupra deșeurilor, dar nimeni nu s-a uitat ce efect au asupra celor care lucrează cu aceste deșeuri. Acesta este motivul pentru care am ajuns să vorbim despre femei și copii, pentru că ei sunt cei mai mult folosiți în aceste zone, să le zicem, defavorizate, dar cred că e puțin spus defavorizate. Vorbim despre țări precum Indonezia, Bangladesh, dar am înțeles că și în România se întâmplă acest lucru într-un cadru oarecum ilegal. Da, forța de muncă de care vorbeam mai devreme este mai puțin folosită în România. Dar, într-adevăr, avem tratări incorrecte în țara noastră.
Cel mai des întâlnit este operația de ardere și în special aici vorbim la partea de cabluri sau elemente care conțin materiale feroase și neferoase, în care preferă să elimine partea pe care nu câștigă nimic și să se ducă doar cu ce rămâne și să vândă, să aibă un venit. Aceste activități, cred că ați văzut în ultima vreme, au tot fost controlate și s-au oprit, dar în continuare avem cantități foarte mari care nu ajung în circuitul corect de reciclare. Cum ar trebui să ne raportăm la aceste deșeuri, având în vedere că, iată, s-a tras acest semnal de alarmă și la noi, practic, stă puterea de decizie? Primul lucru care trebuie să-l facem, trebuie să încercăm să reducem cantitatea de deșeu. După care, deșeul trebuie să fie trimis către un circuit de colectare și reciclare corect. În același timp, trebuie să avem în vedere faptul că aceste deșeuri, în perioada de manipulare, din momentul în care noi nu-l mai folosim până în momentul în care ajunge în această instalație, să fie manipulate cu grijă, astfel încât să nu se spargă, să nu curgă elementele componente. Cel mai simplu exemplu, știți, o telecomandă are în interiorul ei două baterii. Trebuie avut grijă ca acele baterii din interiorul ei să nu curgă sau să nu ajungă în contact cu pielea umană, în special copiii nu dau importanța aceasta, și aceste lichide care curg au un caracter acid, poate să provoace diverse accidente, să zicem. Minore sau mai puțin minore, știți cum e. Practic să ne dezobișnuim de clasicul aruncat al bateriilor în coșul de gunoi, acolo unde sunt și resturile organice de la mâncarea pe care am preparat-o, moment în care, sigur, sigur, acele baterii vor începe să se descompună și iată cum creăm un mediu nesănătos pentru noi pe termen lung până la urmă. Da, așa este. Bateriile sunt doar o parte componentă din aceste deșeuri și ele nu trebuie să facem nimic, dar după o anumită perioadă de timp curg singure. Asta este doar un exemplu. Dar sunt aceste ecrane inteligente pe care dacă le spargem, și știți că le spargem, mai scăpăm, sau ele conțin diverse elemente foarte greu de găsit și cu un efect negativ puternic asupra mediului înconjurător. Aici trebuie din nou să fim atenți, să nu facem această operație mecanică care duce la împrăștierea elementelor componente. Ele sunt într-o poziție foarte safe în momentul în care îl cumpărăm și utilizăm, dar după ce reușim să-i facem o operație mecanică de care am vorbit, deja devin periculoase, atât pentru noi cât și pentru mediul înconjurător. Ce riscăm dacă nu luăm atitudine acum, în cazul în care nu conștientizăm faptul că putem să depozităm altfel aceste deșeuri și să urmeze un circuit sănătos? Da, cred că ați văzut diverse filme de science fiction în care este prezentată omenirea peste 100-200 de ani și ați văzut acolo. Nu mai există plante, nu mai există apă curată, nu mai există pești și așa mai departe. Deci este foarte important să avem în vedere că aceste categorii de deșeuri, deșeuri echipamente electrice și electronice, cresc de 3 ori mai repede decât crește populația globului. Ca să înțelegeți cât de repede cresc și noi folosim din ce în ce mai multe echipamente electrice, dar trebuie să fim responsabili și pe cele care nu le mai folosim să avem grijă de ele în continuare. Am înțeles că la nivelul anului 2019 au fost aruncate în jur de 53 de miliarde de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice. Nu e? Da, sunt statistici. Cifra pe care ați menționat-o este la nivel mondial. Diferă de la un continent la altul. În același timp trebuie să spunem că și procentul de deșeuri reciclate diferă la un continent la altul, iar Europa este campioană. Dacă vă spuneam că în medie se reciclează 20%, să știți că Europa are aproape 40% din volumul de deșeuri generate reciclate corect. Deci și aici putem să ne simțim bine, pentru că cetățenii noștri, cei din jurul nostru, au înțeles și au grijă de tot ce ține în echipamente electrice și electronice. Suntem norocoși, într-adevăr, dar ar trebui să se întâmple și la noi, nu doar în jurul nostru. Vorbim din nou de metode de coerciție prin care românii să înțeleagă, dacă nu înțeleg de vorbă bună, unde și cum trebuie depozitate aceste deșeuri? Da, aici am mai discutat într-o emisiune a dumneavoastră. Sunt diverse unități administrativ-teritoriale care au acceptat și operatorul de salubritate verifică compoziția deșeului în momentul în care ridică de la noi de acasă și sunt situații în care refuză ridicarea, fie pune o bulină mare pe acel recipient, fie lasă un bilet cu o mică amendă, să zicem așa. Dar, din păcate, această metodă nu este acceptată de toate unitățile administrativ-teritoriale și atunci nu avem un mod unitar de aplicare a ei.
Să sperăm cu timpul că toate autoritățile vor înțelege și atunci vom ajunge să putem să folosim și astfel de metode pentru a îmbunătăți rezultatele colectării și reciclării. E important să rămânem informați. Credeți că aceasta poate să fie o strategie viabilă pentru schimbare? Da, este foarte important. S-au făcut studii și s-a ajuns la concluzia că cei din jurul nostru nu sunt conștientizați, nu realizează efectele negative, în special a acestor deșeuri, echipamente electrice și electronice, și atunci activitatea aceasta de educare și conștientizare, ceea ce faceți dumneavoastră în fiecare emisiune unde mă invitați, și vă mulțumesc pentru asta, este foarte importantă. Trebuie să continuăm în această direcție, chiar să venim cu mai multe exemple și, după cum vedeți, organizația noastră propune diverse teme de dezbatere, astfel încât să arătăm impactul și efectele negative acestor activități pe care le facem. Pe lângă asta, informați pe români și unde anume să se adreseze în momentul în care au astfel de deșeuri de aruncat, practic. Da, să știți că această activitate de educare și de informare o facem împreună și dumneavoastră sunteți foarte importanți în eforturile noastre de a informa publicul și vă mulțumim în continuare pentru această activitate. Dar, da, într-adevăr, punem la dispoziție recipienți, avem pe site-urile noastre toate informațiile necesare, încercăm să aducem la cunoștința cetățenilor unde pot să duc aceste echipamente, că nu le mai folosesc. Copiii, cum credeți că se raportează la aceste noțiuni? Sunt mai deschiși să înțeleagă și să crească, din acest punct de vedere, ca o generație sănătoasă care înțelege acest circuit al deșeurilor? Da, să știți că au fost foarte receptivi și eu am peste 20 de ani de activitate în domeniul deșeurilor și am observat cum se merge această activitate atât în România cât și în alte țări din Europa. Să știți că rezultatele la nivelul populației școlare sunt foarte bune și în timp, am zis undeva în 10-15 ani, această populație școlară devin adulții de azi, cei care vor implementa singuri și vor solicita operatorul de salubritate sau autorității locale să ia măsuri în direcția de a implementa un sistem de colectare și mai apoi un sistem de tratare corectă a lor, pentru că și aici e o problemă. Chiar dacă le adunăm, trebuie să le și tratăm. Asta ar fi o situație ideală la care cu siguranță visăm cu toții și cred că e lesne de înțeles după această discuție că noi suntem schimbarea, doar să ne asumăm acest lucru, să conștientizăm și să încercăm să vedem faptul că din această globalizare granițele cumva s-au estompat, iar planeta este unitară și noi toți trebuie să milităm pentru protejarea ei. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră și dacă și dumneavoastră ne mulțumiți atât de frumos pentru faptul că ajutăm la această conștientizare și noi vă mulțumim că ne ajutați să ne urmăm această misiune pe care ne-am asumat-o încă de la începutul matinalului de a face lucruri bune pentru comunitatea din care facem parte. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și vin cu plăcere de fiecare dată când mă invitați. O să ne revedem cu siguranță cu domnul Pocol și mai departe vă mai facem o recomandare gastronomică de această dată. Paste cu sos roșu, o rețetă destul de simplă, dar are ceva în plus. Un ingredient vedetă pe care vă invit să-l descoperiți chiar voi acum. Bun găsit! E busuioc. Să mi-l pun în păr? Nu. Păi, dar miroase senzațional. Cred că Valentina știe ce trebuie să facem cu el. Sigur. Bună, Valentina. Bună. Ce fac cu acest busuioc? Băi, în primul rând poți să ți-l pui sub pernă să-l visezi pe cel care ți-e sortit. Nu știu când se face asta. Ce cantitate trebuie să folosesc? Nu știu, acolo vreo... Nu știu, la cât de rar sunt bărbații buni pe trei vremurile. Astea vreo trei buchete. Așa. Sau... Altă variantă. Sau, uite, putem să facem niște paste foarte simple. Băi, cele mai simple paste cu chestii pe care sigur le are oricine în casă. Dacă nu aveți busuioc proaspăt, puteți să puneți busuioc uscat. Sunt sigur că aveți busuioc uscat. Din nou, doar câteva ingrediente. Paste. Eu am ales niște tagliatelle. Parmezan. Oregano uscat. Suc de roșii, făcut de vecina mea, de la parter. Mihaela, îți mulțumesc pentru sucul de roșii, este extraordinar. Așa, usturoi. Usturoi, bineînțeles, sare, piper, ulei de măsline și busuioc. Nu știu dacă tu ai văzut desenul acela animat cu Ferdinand, cu tăurașul acela. Știi? Da, 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 cu tăurașul acela, miroase, se moaie tot. Da, 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 da. Știți cum miroase? Și se lipește și așa de nas. Da, 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 cum să nu știm. Deci eu rămân cu busuiocul până spre final, când tu o să-l folosești și te rog frumos, aștept cu drag să gust,
să adăugăm busuioc și să și mănânc, bineînțeles. Păi dacă nu vă dau eu să mâncați, da. Mâncare bună. Acum o să vă arăt și cum funcționează acest robot extraordinar. Noi avem aici un suc de roșii cu roșiile date prin, nu știu cum le-a dat Mihaela, prin răzătoare sau printr-un robot mai soft. Dar eu vreau să-l fac un pic să fie pastă, adică să nu aibă nici semințe, nici nimic, să fie fin. Și îl vom da prin blender, voi pune și un cățel de usturoi și un alt cățel de usturoi îl voi pune când călesc uleiul de măsline. Dar până atunci, perfect, ne apucăm de treabă. Sunt pastele cu parmezan și sos de roșii și busuioc, care sunt extrem de simple, nu știu dacă a durat mai mult de 15 minute și le-am făcut și cu ingrediente puține. O să rog pe Mihaela să guste, să ne spună cum sunt. Rapid, gustos și ușor de făcut. Absolut. Bun, și piper, îmi place. Puteți să puneți și în sos, dacă vreți piper, cum vă place. Eu le fac și mai picante. Bineînțeles că eu folosesc condimentul ăsta turcesc, pulbiber, pe care îl găsiți. Să știți că îl găsiți și la noi, la Piața Obor. La Piața Obor se găsește, există un magazin cu condimente unde găsiți de toate. Puteți să mergeți acolo și să vă faceți așa un stoc de condimente extraordinar. Hai să vedem. Eu îți mulțumesc frumos. De-abia aștept toate pentru mine. Îți mulțumesc, Valentina. Iar pe voi vă invit să rămâneți cu ochii pe mine. Sunt Mihaela Popescu și vă dau întâlnire data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună!
Foarte interesantă această rețetă, cred că e și foarte gustoasă, dar mai gustos a fost sandwichul cu omletă pe care l-am mâncat mai devreme, datorită colegilor minunați care au grijă de mine. Mulțumesc tare, tare mult, Dani. Și acești colegi minunați m-au ajutat și în perioada aceasta de pandemie să mă centrez mai bine, să simt sprijin și suport. E fantastic să ai alături oameni pe care să te poți baza, oameni alături de care, probabil în această perioadă tensionată, am înțeles mai bine cum să mă raportez la conceptul de traumă colectivă, concept pe care îl dezbatem și noi în această dimineață, alături de Florentina Niculescu. Ea este psihoterapeut și este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața, Georgia! Îți mulțumesc din nou pentru invitație și mă bucur să fiu alături de telespectatorii tăi. Și noi îți mulțumim că te-ai alăturat matinalului și că ai propus o astfel de temă care este relevantă pentru contextul pe care îl tranzităm în această perioadă. Da, așa este. Este o temă de actualitate. La nivel global, toți ne confruntăm cu diferite grade de traumă colectivă, iar acum cu atât mai mult din cauza impactului pe care pandemia COVID și-a pus-o asupra noastră. Mă gândesc că ar fi interesant ca oamenii să știe ce înseamnă trauma colectivă. Trauma colectivă apare atunci când un grup de oameni experimentează un eveniment traumatic comun. Iar aceste evenimente traumatice variază în funcție de percepția pe care fiecare individ o trăiește somatic. Îți mulțumesc că ai avut curaj, Georgia, să aduci în emisiunea ta conceptul de traumă colectivă și îți mărturisesc că sunt printre puținii oameni certificați internațional din România care lucrează cu vindecarea somatică a traumei colective. Și atunci când vorbim de traumă colectivă, ca și exemple, putem aduce aici războiul, agresiunea, abuzul sexual sau dezastrele naturale. Aceste evenimente pot afecta indivizii prin experiențe trăite în interiorul lor și pot avea reacții diferite. Pot influența foarte mult comportamentul pe care până la un moment dat l-am avut în relație cu apropiații noștri, pot influența felul în care noi ne raportăm la o situație externă. În timpul unui eveniment traumatic, ceea ce percepe sistemul nostru este o amenințare. O amenințare atât de puternică încât se descentrează sistemul nostru nervos central și începem să răspundem cu luptă, zbor sau îngheț, eliberând hormon de stres și în acest fel facem față unei situații amenințătoare. Pentru că, de fapt, ceea ce se întâmplă este că sistemul nostru, corpul nostru, percepe acest eveniment ca fiind amenințător, amenințător cu moartea. Aș vrea să îmi povestești puțin despre felul în care trauma colectivă influențează gradul mai mare sau mai mic de empatie al grupului care experimentează în comun această traumă, pentru că eu spuneam înainte de a te prezenta că am parte de o echipă fantastică și în ciuda acestui context, în ciuda faptului că veneau tăvăluc peste noi fel de fel de vești, noi găseam momente în care să zâmbim și să glumim împreună și să ne ridicăm unii altora moralul. Da, ceea ce spui tu este foarte, foarte adevărat și aici este important ca oamenii să audă, da, ceea ce tu ai adus către ei ca și mesaj, contextul, comunitatea, grup social deschis, ne afectează capacitatea de a empatiza cu persoanele din jurul nostru, însă atunci când noi ne aflăm într-un grup de suport, atunci când noi avem în jurul nostru persoane a căror putere, energie interioară este mai puternică decât a celor din jurul nostru, este important să ne alăturăm acestor grupuri. Este important ca oamenii să acceseze informație de calitate. Putem observa foarte bine că media câteodată este intoxicată de informație care nu are la bază un adevăr calitativ, ci are la bază informație care vine să perturbe sau să distorsioneze realitatea. Aflăm informații despre
calitatea, despre calitatea vaccinului care ne poate salva viața. Despre asta vorbim. Auzim în media știri despre morți, despre diverse accidente. Toate aceste informații vin să aducă presiune asupra stărilor noastre emoționale. Imaginează-ți că vin să perturbe un echilibru interior și așa fragil. Așa că culeg din ceea ce tu ai spus, Georgia, și întăresc faptul că este necesar să accesăm grupuri de suport sănătoase, să accesăm informații sănătoase și să accesăm informații de calitate. Atunci când suntem dezechilibrați emoțional, este important să apelăm la sfatul unui specialist. Sunt multe persoane, sunt mulți factori buni în jurul nostru și este important să-i vedem. Te felicit încă o dată pentru calitatea pe care tu o aduci în emisiunea ta și ai mai spus un lucru extraordinar de valoros. Este important să avem răbdare cu noi, să fim amabili cu noi. Este valabil atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Să avem grație și compasiune în acest drum lung pe care îl mai avem de parcurs. O bucată de timp. Îți mulțumesc tare mult pentru aceste cuvinte. Aș vrea să te întreb dacă ne-am referit la igiena personală din punct de vedere emoțional, individual. Care ar fi pilonii care ne-ar putea ajuta în această perioadă să traversăm poate mai ușor ceea ce... Da. Mă reîntorc la ceea ce mi-a adus mie vindecător partea de formare și specializare pe care am făcut-o în străinătate, și anume că esența vieții este esența feminină. Din esența feminină putem dezvolta, putem crea bunăstare în exterior. Și atunci, pornind de la noi femeile, Georgia, bun venit în Clubul Femeilor, pornind de la noi, putem dezvolta echilibru. Este necesar ca societatea, ca femeile să se reîntoarcă la adevărata lor stare, sursă de putere, și de aici încolo vom crea mai departe o societate sănătoasă. De aici încolo, trauma colectivă nu va mai avea un impact atât de mare asupra noastră. Așadar, este necesar să ne concentrăm pe ceea ce noi putem controla, pe ceea ce noi putem face mai bine. Este necesar să avem grijă de corpul nostru, să mâncăm mese sănătoase, să fim echilibrați, echilibrați emoțional, echilibrați din punct de vedere fizic, să facem sport în mod regulat, să ieșim la aer curat, să ne cultivăm cu lectură bună, cu filme bune. Să stabilim o rutină zilnică, cum de asemenea să rămânem informați corect. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră din această dimineață și iată că ai tras încă un, poate un semnal de alarmă în această dimineață, să ne alegem pe noi înșine, în ciuda tăvălugului care vine peste noi, în ciuda programului de la muncă sau vieții de familie, să ne facem timp și pentru aceste mici bucurii care ne echilibrează și ne ajută să trecem mai ușor prin anumite momente dificile din viață. Îți mulțumesc și te aștept cu drag și data următoare. Îți mulțumesc eu pentru invitație, Georgia. Dacă vreți să rămâneți informați sub toate aspectele, vă propun să facem o scurtă călătorie și în lumea astrelor, pentru că și ele au câteva lucruri importante de spus în această dimineață, mai ales în legătură cu comunicarea, cam asta ar fi ideea generală a horoscopului de azi, așa că vă invit să fiți atenți căci urmează horoscopul zilei. Berbec, nu ești foarte ușor de mulțumit astăzi. Ești iritat și te enervezi foarte ușor din motive aproape neverosimile. Relaxează-te și bucură-te de faptul că partenerul de viață și familia îți oferă sprijin necondiționat, în ciuda tendinței tale de a contrazice pe toată lumea. În această după-amiază vei avea șansa de a rezolva o problemă financiară importantă. Taur, dacă vrei să faci câteva schimbări în locuință, asigură-te că ai un plan bine stabilit și nu te vei apuca de lucruri la voia întâmplării. Sfatul unei rude foarte apropiate îți va prinde foarte bine, iar partenerul de viață îți va sprijini deciziile. Încearcă să nu te surmenezi foarte mult pentru că ești predispus la mici probleme de sănătate.
Gemeni, vei avea o zi destul de încărcată și te vei gândi foarte mult la situația ta financiară. Dacă analizezi lucrurile cu obiectivitate, vei realiza că starea ta materială nu este atât de dramatică. Trebuie să depășești o problemă minoră, iar bugetul tău va începe să se îndrepte. Trebuie să fii prudent și să nu-ți asumi riscuri inutile. Rac, ești hotărât să faci câteva schimbări majore pe plan personal, în special în relația cu anumite persoane din viața ta. Va fi o perioadă mai dificilă pentru tine, însă ești pregătit să faci compromisurile necesare. Primești susținere din partea familiei. Leu, ziua de astăzi pare să fie una mai complicată pentru tine. Din cauza unei probleme de familie, trebuie să-ți amâni planurile pentru azi și să faci un drum lung. Reușești să-ți controlezi emoțiile și să oferi susținere celor din jurul tău, iar seara va fi mai liniștită. Fecioară, încerci ca astăzi să te deconectezi de la viața profesională și să-ți îndrepți atenția asupra relației cu partenerul de cuplu. Faci tot posibilul să pui la cale o surpriză pentru persoana iubită, seara va fi una cu adevărat specială pentru amândoi. Balanță, astăzi pare să fie o zi destul de frumoasă pentru tine, ești foarte sentimental și ți este dificil să-ți controlezi emoțiile. Din fericire, astrele îți pregătesc o surpriză pe plan personal. Ai răbdare, spre seară viața ta se va schimba radical. Scorpion, deși viața profesională te ocupă cea mai mare parte din timp, trebuie să te concentrezi mai mult asupra oamenilor speciali de lângă tine. Din cauza programului încărcat, aceștia se pot simți neglijați, iar relațiile personale se pot răci. Deși va fi foarte dificil pentru că ai foarte mult de muncă, trebuie neapărat să găsești o cale de mijloc. Săgetător, treci printr-o perioadă a schimbărilor majore, iar acest lucru se va dovedi a fi extrem de benefic. Personalitatea ta puternică te va face remarcat atât pe plan social cât și la locul de muncă. Trebuie să fii foarte diplomat însă și să-ți exprimi convingerile cu tact. Dacă ești pus într-o situație delicată, mizează pe intuiția ta și nu-ți pierde răbdarea. Capricorn, este momentul potrivit pentru a-ți asuma responsabilități, indiferent că acestea se reflectă în viața personală sau în mediul de lucru. Din fericire, tratezi situațiile cu foarte multă seriozitate și îți vei duce până la capăt toate sarcinile asumate. Trebuie totuși să-ți faci timp pentru partenerul de cuplu care se poate simți ușor neglijat din cauza programului tău foarte încărcat. Vărsător, depui eforturi suplimentare pentru a-ți atinge targetul stabilit de superiori. Ești concentrat pe viața profesională, însă riști să rupi legături puternice cu persoanele din jurul tău. De asemenea, încearcă să nu-ți neglijezi sănătatea în această perioadă. Pești, interacțiunea cu prietenii va fi o sursă nemaipomenită de energie pozitivă pentru tine. Asta te ajută să te ocupi de problemele pe care le ai pe plan profesional și să rămâi optimist cu privire la viitorul tău. Șansele sunt de partea ta, trebuie doar să ai răbdare. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro și pentru Tauri în această dimineață, așa, cumva cu dedicație specială, avem un material foarte interesant de pe canalul de YouTube Vivico Design, un scurt material în care sunt prezentate câteva greșeli de amenajare a bucătăriei. Bună, eu sunt Raluca, arhitect de interior și în episodul de astăzi o să vorbim despre bucătărie, despre cum să o gândești și ce greșeli ai putea să eviți. Primul aspect despre care trebuie să vorbim este organizarea bucătăriei. Înainte de orice, trebuie să-ți organizezi bucătăria în funcție de nevoile tale. Adică, faci niște măsurători și apoi te gândești de ce anume ai nevoie și mai ales ce îți încape în spațiul pe care îl ai la dispoziție. Eu o să vă dau niște dimensiuni standard ca să știți de unde porniți. Adâncimea blatului de bucătărie este standard de 60 de cm, înălțimea blatului de lucru este de 90 de cm, distanța dintre blat și corpurile superioare de aproximativ 60-65 de cm, înălțimea corpurilor superioare poate ajunge și până la 1 metru sau mai mult, iar adâncimea lor aproximativ 32-35 de cm. Apoi, lungimea bucătăriei trebuie să o împarți în corpuri de mobilier, sertare, depozitare pentru oale, cuptor, plită, mașină de vase, în unele cazuri mașină de spălat, sertar jolly, frigider, chiuvetă, iar în bucătăriile de apartament trebuie să iei în calcul și centrala. Alte dimensiuni standard ar fi așa, cuptorul și plita au de obicei 60 de cm, frigiderul minim 60 de cm, de obicei 70-75 ca să ai loc suficient. Sertarul Jolly poate fi de 15-20 de cm, mașina de vase de 60 sau de 45 de cm, chiuveta cu picurător sau fără. Dacă e cu picurător, are nevoie de un corp de 80 de cm, dacă e fără, merge și mai mic. Organizarea bucătăriei tale va depinde foarte mult și de obiceiuri. Gătești mult, mănânci în oraș, ai nevoie de insulă de lucru, îți dorești o masă cu scaune, ai grijă să iei în considerare toate opțiunile pentru a avea o funcționalitate ridicată a spațiului. Pe lângă toate astea, trebuie avut în vedere și organizarea instalației electrice ce trebuie aliniată cu funcționalitatea bucătăriei tale. Consumatorii mari, cum ar fi plita pe inducție sau mașina de vase, au nevoie de circuite separate.
iar pe lângă asta ar fi indicat ca prizele pentru ele să nu fie fix în spate, pentru că vor arunca câțiva centimetri în fața electrocasnicele, odată cu ele și adâncimea blatului de lucru, iar în plus accesul va fi puțin mai dificil. Aș mai sugera să aveți o sursă de lumină adițională cu bandă LED pentru blatul de lucru, pentru că lumina din cameră nu ajută foarte mult, ci mai degrabă face umbră atunci când stai cu spatele la ea. Și nu în ultimul rând, gândiți-vă bine dacă prizele pentru blatul de lucru vreți să stea pe perete sau pe blat. Aici depinde foarte mult și de dimensiunea bucătăriei. Pe perete întotdeauna se vor vedea puțin ciudat aplicate peste faianță sau sticlă, însă pe blat le poți ascunde un pic mai ușor. Vă sfătuiesc din toată inima ca atunci când lucrați mobila pe comandă să știți ce electrocasnice veți cumpăra, să faceți o listă cu linkurile aferente, să aveți schemele tehnice și să le plasați proiectantului de la mobilier. În felul acesta nu vor fi greșeli majore în proiectarea mobilierului. Haideți să vorbim puțin și despre stilul bucătăriei. Stilul bucătăriei depinde în totalitate de voi sau de stilul casei. Fie că este modern, minimalist, tradițional sau clasic, trebuie să aveți grijă să vă reprezinte și să nu vă plictisească peste 5 ani de acum încolo. Țineți cont că stilul modern se construiește diferit față de cel clasic, fronturile bucătăriei vor arăta diferit, evident și costurile vor fi altele, însă trebuie să vă asumați ceea ce alegeți. Ca de exemplu, o particularitate pentru stilul clasic, praful își va face simțită prezența pe toate ornamentele. Ca reguli generale, bucătăria poate fi în aceeași culoare sau în două culori diferite, cu același model de front sau cu două modele diferite. Pentru uși poți avea sisteme push-up, mâneri aplicate din metal, fronturi cu mâneri frezat, front tăiat la 45 sau profil U din metal. Ai grijă și la materiale. De obicei îmi sfătuiesc clienții să facă toate carcasele din PAL, apoi la fronturi sunt nenumărate opțiuni. PAL, MDF cântuit, MDF vopsit, MDF înfoliat, MDF furniruit și lemn. Aici mereu va fi veșnica întrebare. Care este cel mai bun? Păi depinde foarte mult de felul în care folosești bucătăria și de bugetul pe care îl ai la dispoziție. PAL-ul este cel mai uzual, însă nu face față foarte bine mediului umed. Eu evit să-l folosesc la corpurile suspendate, ci mai degrabă la cele inferioare, dacă este nevoie să mixez materialele între ele, pentru a obține un buget mai bun. Dacă ar fi să mă gândesc la MDF vopsit, spre exemplu, din exterior pare cea mai bună opțiune. Însă la orice lovitură mai puternică, cu o oală, cu tacâmul sau cu jucăriile copiilor, vopseaua va sări. Apoi, lemnul ar fi o opțiune pe care mulți și-o doresc, însă puțin și-o pot permite. Sunt plusuri și minusuri la fiecare material, însă dacă folosiți bucătăria intens, aveți grijă să vă documentați bine și să puneți multe întrebări firmei cu care colaborați pentru realizarea mobilierului. O greșeală simplă care se poate face ar fi la alegerea electrocasnicelor. Se întâmplă deseori să nu ții cont de culorile electrocasnicelor și îți cumperi cuptorul negru, chiuveta din inox și bateria din cupru. Poate au calități tehnice deosebite, însă mare grijă să le iei pe toate, ori negre, ori albe, ori inox, ori crem. Mai rar pe crem, dar se găsesc și acelea. Spre exemplu, nu găsești prea des un frigider negru, dar dacă alegi electrocasnicele negre, cumpără frigiderul gri și bateria din inox. Un alt aspect de care trebuie să ții cont este blatul bucătăriei. Din ce material îl faci? Păi, cel mai folosit este blatul termorezistent pentru că are cel mai bun preț și cea mai mare diversitate de modele. Apoi, poți opta pentru un blat din piatră naturală, cum ar fi cel de marmură. Este o opțiune foarte frumoasă și elegantă. Nu foarte scumpă, însă grijă mare, pentru că piatra ar trebui să fie tratată din fabrică. Ori o tratezi tu acasă cu diverse soluții. De ce spun asta? Vă spun pentru că este un produs natural, absorbant și riscați să se păteze iremediabil. Ca materiale de top ar fi blatul din cuarț compozit. Este cel mai rezistent în timp, arată cel mai bine, nu se pătează, nu se zgârie ușor, însă este unul dintre cele mai scumpe. Nu face greșeala de a-ți dori o bucătărie cu materiale de top înainte de a te informa vis-a-vis de bugetul necesar pentru așa ceva și încearcă, te rog, să ții cont de spațiul pe care l-ai la dispoziție. Un ultim aspect de care vreau să vă aduc aminte ar fi pardoseala din bucătărie. De cele mai multe ori le sugerez clienților mei să folosească plăci ceramice. E mai simplu de întreținut și sunt o multitudine de modele din care puteți alege. Au fost totuși situații în care am mers cu parchetul și în bucătărie, mai ales atunci când ai o cameră open space, dar dacă alegeți opțiunea aceasta, mare grijă la tipul parchetului. Aș alege un parchet laminat de calitate, rezistent la trafic greu, se găsesc undeva la aproximativ 80-100 de lei pe metru pătrat,
sau un parchet stratificat din lemn tratat pentru umezeală, unde costul se ridică la peste 200 de lei pe metru pătrat. Având toate aceste informații, sper să faceți cele mai bune alegeri pentru voi și bucătăria voastră și până data viitoare nu uitați să fiți creativi! Le Film Ducana Bucarest debutează mâine 22 octombrie și pe această cale vă invităm să faceți cunoștință cu festivalul prin intermediul câtorva imagini și de asemenea vă îndemn să rămâneți alături de noi ca să aflați mai multe. Alături de mine în această dimineață se află Andrei Tănăsescu, selecționerul avantpremierelor toamnei. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața, George, mersi mult de invitație! Cum se desfășoară ediția de anul acesta a festivalului? Am înțeles că ați avut o mică pauză. Mică pauză de anul trecut, da, da, din păcate, și nu doar noi, dar ne bucurăm foarte mult să revenim, în special să revenim în cinematografe pentru anul acesta. Am înțeles că filmele pot fi văzute în mai multe cinematografe din București anul acesta. Da, 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 da. Vom ține proiecții în la Muzeul Țăranului Român, la Elvira Popescu, la Muzeul Național de Artă și la Cinemateca Union și vom ține proiecții și la Grădina Verona. Da. Deja intuiesc cumva momentele în care fratele meu să-mi ceară mașina să meargă la film, cumva de fiecare dată când mă întreabă, mai pleci în seara asta cu mașina, știu că va merge să vadă un film bun la cinematecă, de exemplu. Sperăm. Aș vrea să îmi spui ce presupune munca ta, ce înseamnă să fii selecționer al avantpremierelor. Pentru avantpremiere încercăm, sunt două laturi. În primul rând, împreună cu colegii mei din echipă, organizez și o secțiune care este închisă publicului, dar este strict pentru industrie, care se numește Works in Progress. Și acolo arătăm filme în pregătire, filme care vor urma să fie lansate pentru festivaluri în anul următor. Și avem o tradiție de ultimii ani că aceste proiecte, să spunem, pe care le prezentăm industriei internaționale de agenți de vânzări, dar și de selecționări de festivaluri, filmul acesta să revină la noi pentru avantpremierele românești. De asemenea, pentru secțiunea de avantpremiere vrem și să arătăm cele mai importante filme care urmează să fie lansate în cinematografe, pentru că în secțiunea de avantpremiere românești publicul poate să voteze pentru filmul lor preferat și acel câștigător va primi un sprijin financiar din partea Dacinsara pentru ulterioara distribuție a acelui câștigător în cinematografe. Asta e o informație foarte importantă și o intenție foarte frumoasă, da, pentru cinematografia românească. Dacă anul 2020 a fost ceva mai sărac în pelicule, anul 2021 cred că a venit cu abundență din acest punct de vedere. Incredibil. Adică ne gândim că 2021 în continuu este, adică să nu evităm elefantul din cameră, care într-adevăr suntem cu toții într-o situație foarte, foarte problematică, în special de industria cinematografică. Dar în ciuda acestui context, cinematografia românească a avut un succes incredibil.
și spun asta și în ciuda unor lipsuri de finanțări și așa mai departe, dar adică să ne amintim că am început anul în februarie cu Radu Jude, care a câștigat cel mai bun film, a luat Ursul de Aur la Berlin. De asemenea, și o regizoare din Moldova a câștigat premiul pentru cel mai bun scurtmetraj, Nanu Tudor, tot la Berlin, film pe care îl vom arăta împreună cu filmul lui Radu la secțiunea de avantpremieri românești. Și succesul a continuat. La Cannes am avut 3 scurtmetraje în fiecare secțiune a festivalului, la Semaine de la Critique, Kenzen și Cine Fondation. L-am avut pe Radu Muntean în Kenzen de realizator și în special am avut-o pe Teodora Ana Mihai în Instant Regard, unde ea a debutat cu filmul La Civil, film pe care l-a filmat în Mexic și pentru care a și luat premiul pentru curaj. Și avem Berlin, avem Cannes, avem și Veneția, unde au fost două filme, două debuturi. Au fost un debut a lui Monica Stan și George Kiper Lilmark, Imaculat, pe care iarăși îl vom arăta în avantpremieră românești, și un film care a făcut o istorie pentru că a câștigat cel mai bun film din secțiunea Giornate degli Autori, dar a și luat premiul pentru cel mai bun debut. Tot la Veneția, în secțiunea oficială Orizonti, am avut filmul lui Bogdan Georgia Petri, Miracol, pe care iarăși îl vom revedea la film de Cannes. Iar în San Sebastian, festivalul următor după Veneția, Alina Grigore iarăși a făcut istorie, un debut nefinanțat de CNC. Și deci cu acest debut a fost în competiția principală și a câștigat premiul pentru cel mai bun film. Deci un succes. Cu Alina Grigore am avut și noi ocazia să stăm de vorbă și înainte de San Sebastian și după, și m-a impresionat modestia pe care a afișat-o atât înainte cât și după. Cred că e foarte important să rămâi cu picioarele pe pământ, dar în același timp acești oameni trebuie felicitați pentru că fac un efort colosal, având în vedere lipsa de finanțare pe care noi aici la Matinal am descoperit-o, mai ales prin intermediul Alinei, care ne-a povestit că singurei s-au descurcat pentru producție. Da, e ceva, adică nu că vreau neapărat să intru și în subiectul ăsta, dar este, adică cred că în publicul general și lumea ar trebui să înțeleagă în ce situație se află cinematografia românească din punct de vedere de finanțare. Și aici nu este neapărat strict vina unui anumite instituții, este în general o problemă să ne gândim și de faptul că nu avem cinematografe. Adică lăsând la o parte, că filmele se vor face într-un mod sau altul. Suntem în Uniunea Europeană, se fac coproducții, se pot strânge bani, să spunem, pentru un buget sau se pot face bani prin sponsorizări, dar nu avem unde să le arătăm. Deci Bucureștiul are foarte puține cinematografe, lăsând la o parte multiplexurile care au, de înțeles, să spunem, nu neapărat logica lor, dar au o anumită motivație pentru programarea filmelor românești în multiplexuri, dar nu avem cinematografe. Adică, cred că suntem penultimul sau ultimul loc din Uniunea Europeană cu cinematografe. Uite, asta e o statistică destul de îngrijorătoare, pe lângă faptul că pentru filmele românești ar trebui să existe și un public consumator ceva mai amplu, motiv pentru care mă bucur că ai venit în această dimineață și aș vrea să le prezentăm celor de acasă câteva secvențe din filmele românești pe care le-ai enumerat și apoi revenim alături de Andrei în platou să dezbatem și mai mult. Du-te. Ai cuvântul meu de onoare că nu te oprește nimeni.
E cu adevărat impresionant parcursul cinematografiei românești în acest an, chiar dacă poate să fie mai degrabă un film comercial din anumite puncte de vedere. Aștept cu drag și Tata Mutămunții. Îmi doresc tare mult să merg în cinematograf să văd acest film. Iarăși mi se pare o realizare mare pentru cinematografia românească, din punct de vedere logistic și al producției și al felului în care a fost filmat acest proiect. Da, e un film de reușită pentru Daniel Sandu și m-am bucurat mult să văd filmul, adică se vede foarte clar o evoluție la el ca regizor. Dar filmul în continuu se poate vedea pe Netflix. Da. Aș vrea să-mi povestești puțin cum se desfășoară lucrurile din punct de vedere organizatoric anul acesta. Cum putem să venim, să ne bucurăm de filme rămânând în siguranță, căci asta este tema principală a anilor 2020-2021. Putem asigura publicul nostru că vor avea acces la niște săli dezinfectate, să spun așa. Ne asumăm rolul să dezinfectăm fiecare sală după proiecție. Accesul se va face, cum spune și legislația, strict prin certificatul verde, adică dacă ai fost vaccinat sau ai fost trecut prin boală și înregistrat la DSP. În rest, vom urma împreună cu voluntarii și cu toată echipa toate normele de protecție, de protejare și invităm lumea să vină la avantpremiere românești. Aș vrea, dacă mai am puțin timp, doar, pe lângă filmele premiate pe care le-am menționat, avem niște comori care trebuie să fie descoperite de publicul românesc și aș aduce aici în vorbă O iubire mică, nesemnificativă. Debutul lui Larisa Cunțanu, care este o artistă vizuală, care a luat printr-o cercetare de-a ei despre subiectivitatea, să spun, casting colorurilor, și a primit un rol într-un reality TV soap opera, Iubiri interzise, dacă lumea își mai aduce aminte de acea serie. Ea a jucat într-unul din episoade, rolul lui Petronela, a făcut chiar valuri prin audiența acelui serial și la câțiva ani buni după s-a decis totuși să reviziteze acea experiență din punct de vedere artistic, dar și cinematografic, narrativ vorbind, și a luat legătura cu co-actorii ei și a refăcut, a reînscenat, a luat materialul în sine, adică acel episod, și l-a dezvoltat, a oferit mai multă carne și personajelor, dar și oamenilor în sine, din spatele, adică actorii în sine. Este un experiment foarte interesant, absolut hilar, pentru că vedem emisiunea și episodul din Iubiri interzise, intercalat cu alte secvențe care umplă lumea lor. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră din această dimineață și sper ca și cei de acasă să accepte la rândul lor invitația ta de a lua parte la acest festival. Mult succes! Mulțumim mult! Mai departe vă invit să aflăm câteva informații despre vreme, așa că fiți puțin pe recepție să știți cum navigați astăzi. De mai bine de 10 ani, Alexandru Holicov militează pentru digitalizarea sistemului educațional românesc, iar platforma sa de management educațional AdServio devine cu atât mai necesară în aceste vremuri în care școala se face online. Rămâneți alături de noi pentru a afla mai multe.